Ei, dragi argeșeni, doamnelor și domnilor, dragi telespectatori, ca cea de-a șaptea ediție a festivalului Zavai Doc să fie la înălțime, organizatorii s-au gândit foarte bine și îi felicit ca în această seară, în final, să fie un invitat special, un nume înscris cu litere de aur în muzica populară românească. Reprezintă cu cinste vatra folclorică a Ardealului, pentru că zona Ardealului a dat muzicii populare românești cele mai adevărate nume în muzica populară. Dar am să vă spun despre cine este vorba. Doamna, invitată de onoare, s-a născut în localitatea Valea Târnavei, satul Veseiuș, județul Alba, iar acum locuiește în localitatea Căpâlna de Jos. A obținut numeroase premii și distinții, printre care Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, conferit de președinția României în anul 1994. Haideți să o întâmpinăm cu aplauze pe doamna cântecului popular românesc, Veta Biriș! M-a iubit mădița mult mai larg.
Mulțumesc tare mult! Să știți că mi-am dorit foarte mult să urc pe această scenă. Uitându-mă la televizor, văzând atât de mult colegi de-ai mei, fie că sunt din muzică ușoară, populară, în toate genurile, și am văzut că toți au plecat de aici, de la Pitești. Zic, Doamne, ajută-mă să ajung și eu la Pitești, acolo pe scena teatrului, să pot cânta și eu piteștenilor. Vreau să vă spun că am venit de la Alba Iulia. Ne apropiem de marea sărbătoare a neamului nostru românesc. Și cu steagul în suflet, pe suflet, vă invit pe toți de 1 decembrie să veniți la Alba Iulia. Iar în dar, acum v-am adus câteva din cele mai frumoase cântece ale neamului nostru. Și am să încep cu un cântec foarte frumos, un cântec care este foarte iubit de toată lumea, un cântec rugăciune. Așa-i românul. Și dacă știți, cântați cu mine. Da? Bine. Să veselește ca și stejarul când bucurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a învezit. Cu dumneavoastră! Țara-i frumoasă și-n fericire, poate oricine să trăiască-n ea, dar și-a mea mamă ce o am pe lume e tot ce am mai sfânt în ea. Să-ntindem hora mare, aia e și mare.